Proiectul elevilor de la Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamț se referă la dezvoltarea de instrumente didactice utilizând IT-ul cât și metode didactice noi, întregind metodele non-formale pentru motivarea cursanților de a învăța mai ușor și cu reală plăcere matematica, fizica, chimia și biologia. Pe durata acestui proiect se vor desfășura activități diverse, de la activități virtuale pe o platformă e-learning, la activități outdoors, activități în colaborare cu entități locale, pentru a putea să le arătăm elevilor că există o strânsă interdependență între teorie și practică și că ceea ce folosesc în școală, ce vor învăța în școală, vor folosi mai departe în meseria pe care și-o aleg. Cât copii sunt implicați în proiect? În proiect, noi estimăm la ora aceasta vreo 150. Echipa de proiect este alcătuită din profesori de matematică, fizică, chimie, biologie. Avem și profesori de limba engleză pentru a ne fi util, pentru că este necesar, și doamna Neamțu, care se va ocupa de promovare, diseminare, și un responsabil financiar. Proiectul se întinde pe o perioadă de 2 ani, valoarea totală fiind de 141.000 de euro, dintre care 36.000 de euro o reprezintă contribuția ce-i revine României.